Aș vorbi cu cuvintele Mântuitorului, care atunci când cineva avea nevoie de o minune, de lucrarea lui, când Mântuitorul a sfârșit o minune, i-a pus întrebarea, crezi tu aceasta? Și după ce a sfârșit minunea, Mântuitorul a spus, credința ta te-a mântuit. Sunt cuvintele tatălui copilului lunatic pe care Mântuitorul îl întreabă. Crezi tu că poți face aceasta? Și tatăl spune, crezi, Doamne, ajută-ne credinței mele. Dumnezeu vrea să ne ajute. Iar icoana este un ajutor de la Dumnezeu, este un dar de iubire din partea lui Dumnezeu, pentru noi, cei neputincioși, spre a ne ajuta. Spre a ne ajuta, a ne ajuta pe drumul desfășurii, pentru a ne ajuta să trăim. Și cuvântul Sfintei Scripturi, Dumnezeu ne l-a dat tot ca ajutor. Nu este ajuns să știm cuvântul Sfintei Scripturi, să admirăm faptele Mântuitorului, să știm să interpretăm, și toată această bogăție a energiei dumnezeiești, a cuvântului viu, suntem chemați să o trăim. Adică suntem chemați să trăim cuvântul Scripturii. Ca acel cuvânt să fie parte din trăirile noastre. Ca trăirile Domnului nostru Iisus Hristos, ca om, venit să ne mântuiască. Modul lui de viață să devină modul nostru de viață. Cuvintele Lui să fie principiile noastre de viață. Altfel, o Sfântă Scriptură pe care admirăm doar coperțele frumos zugrăvite sau miniaturile sau cuvântul din perspectivă artistică sau literară, își pierde finalitatea. Tot așa și icoana. Icoana este o prezență care se vrea trăită. Dacă noi ne oprim la icoană doar ca asupra unui obiect bine realizat care vorbește despre un adevăr de credință, dacă nu ne raportăm, așa cum se spunea la conferință, ca la o persoană, icoana nu-și mai împlinește scopul pentru care Dumnezeu ne-a dăruit-o. Noi ne-am adunat aici mai mulți iconografi ca să vă împărtășim din bucuria noastră, din bucuria parcursului pe care îl avem în viața noastră ca iconografi și ca oameni care caută mântuirea. Este experiența noastră de viață, este experiența noastră de rugăciune, cu neputințele noastre, cu căderile noastre, cu ridicările noastre, cu conștiința că nu suntem vrednici de a zugrăvi chipul Domnului nostru Iisus Hristos și a Sfinților Săi, dar suntem pe acel drum, în această căutare. Dacă icoana se vrea trăită, sau dacă Dumnezeu care mi se arată în icoană se vrea trăită, acest lucru nu se poate întâmpla decât în rugăciune. Sunt două condiții pe care icoana trebuie să le îndeplinească ca ea să fie o icoană autentică. Una este ca ea să fie o expresie a adevărului de credință, adică să exprime corect adevărul de credință. Ce înseamnă lucrul acesta? Că icoana are un limbaj prin care se exprimă și este un adevăr dumnezeiesc pe care ea îl propovăduiește. Acest limbaj cristalizat în decursul secolelor trebuie respectat. De aceea sunt necesare și respectarea canoanelor și iconograful trebuie să fie un cunoscător și al învățăturii de credință, adevărului propovăduit, dar și un cunoscător al limbajului icoanei, adică modalităților prin care el poate să exprime acest adevăr de credință. Și încă un criteriu fără de care icoana nu este icoană, este rugăciunea.
ceea ce desăvârșește icoana este rugăciunea. Că icoana, în modul ideal, este experiența iconografului de rugăciune, experiența personală, trăită în tradiția bisericii, ancorată în viața bisericii, sub ascultarea duhovnicului, pe care el o transpune acolo. E relația personală a mea ca iconograf cu Sfântul pe care îl reprezint. De multe ori suntem chemați să zugrăvim chipurile ale unor sfinți pe care nu i-am cunoscut până atunci. Și în mod normal, atunci când începi să zugrăvești unui sfânt pe care nu l-ai cunoscut, această relație trebuie să devină o relație de apropiere, de iubire. Orice iconograf, atunci când săvârșește chipul unui sfânt, trebuie să se finalizeze, să se săvârșească prin a avea evlavie la cel sfânt. La a avea evlavie, a iubi mai mult pe sfântul pe care tu l-ai zugrăvit, înseamnă să-i cunoști viața, să-i urmezi, vieții lui, să-i cunoști învățătura, să-i știi și suferințele din care a trecut. Și acolo se naște o relație de iubire care e transpusă în icoană. Asta e modul ideal. Sunt mai mulți factori. Deci, iconograful trebuie să fie un bun cunoscător al învățăturii de credință, să fie un rugător. Și la capitolul acesta toți avem metehne. Eu am și experiența de preot și în și slujirea. De multe ori, în cadrul Sfintei Liturghii, știm că n-am fost pe cât Dumnezeu și-ar fi dorit. Poate n-am dat din toată dragostea noastră. Poate n-am avut toată evlavia. Fiecare liturghie este altă experiență. De aceea și în icoană, noi ca iconografi simțim că Dumnezeu de multe ori lucrează dincolo de neputințele noastre și de nevrednicia noastră. Însă criteriul unei icoane este rugăciunea. Să știți că un critic de artă poate vedea doar prin filtru omului iubitor de frumos, de artistic, dar nu poate să descrie în totalitate o icoană. De ce? Fiindcă icoana se împlinește doar atunci când cel privitorul o trăiește în mod duhovnicesc, adică în rugăciune. Ea este un dar menit de a ne ajuta credinței noastre, de a se întări credința noastră, de a se potența credința noastră, ca rugăciunea noastră să ajungă la Dumnezeu. De aceea noi, ca iconograf, vă împărtășim experiența noastră, trăirile noastre, îl aducem pe Dumnezeu înaintea dumneavoastră, nu ca să admirați anumite calități artistice, tehnice și nu numai adevărul de credință propovăduit de ele, și noi ne dăjduim ca și dumneavoastră să vă rugați, fiindcă dumneavoastră sunteți cel mai bun critic al unei icoane, dacă o icoană este bună sau nu. Părintele Nicolae Ozorin de la Institutul Saint-Serge, el insista extrem, obsesiv asupra acestui lucru și l-am spus și în interviurile pe care le-am dat astăzi și de câte ori am ocazia spun lucrul acesta. Criteriul de judecată a icoanei este rugăciunea. În ce sens? O icoană proastă, o icoană nereușită, respinge rugăciunea. Nu te poți ruga la ea. O icoană bună acceptă rugăciunea. Spunea el. O icoană foarte bună ajută rugăciunea. Și o icoană excelentă este ea însăși o rugăciune. Este o expresie a unei stări de rugăciune. Și icoanele acelea excelente sunt icoanele făcătoare de minuni. Icoana nu face o minune dincolo de o relație personală. Adică icoana este făcătoare de minuni atunci când Dumnezeu lucrează. De ce? Că omul care a venit și s-a închinat în fața icoanei a fost pus într-o stare de adevărată smerenie, de rugăciune din toată inima, prin ajutorul ei, prin prezența dumnezeiască care e acolo. Și rugăciunea a fost din toată inima și din toată ființa și a ajuns la Dumnezeu și Dumnezeu a lucrat. În potență, toate icoanele sunt și pot fi făcătoare de minuni. Ține și de noi cum ne raportăm la ele.
ține și de noi modul în care eu mă apropii de o icoană și de persoana reprezentată. Noi, ca iconografi, avem de multe ori, poate și meteahna asta, de a ne bloca în anumite calități tehnice, descoperiri, transparențe, finețuri, etc. Și, bineînțeles, așa cum s-a punctat foarte bine și în conferințe de către vorbitori, există această ispită a te opri doar la vraja, la fascinația pe care icoana o poate avea și a pierde esența aceea de a fi închinători Sfântului reprezentat. De aceea sunt icoane care sunt din punct de vedere stilistic, artistic, capodopere, dar din punct de vedere duhovnicesc pot să fie zero. Și sunt și icoane poate ratate din punct de vedere artistic, dar ele sunt făcătoare de minuni. Icoana nu se referea un obiect de artă, ci a ei darul lui Dumnezeu pentru a ne ajuta pe noi să descoperim și să mergem pe calea Lui. Și cumva am putea spune întrebarea, cine desăvârșește icoana? Sau cine împlinește scopul icoanei? Suntem chiar noi. Adică fiecare dintre dumneavoastră, eu m-aș bucura să găsesc o clipă de liniște, să fiu poate singur aici, și să trec la fiecare icoană, să am răgazul să spun câte o rugăciune asupra, în fața fiecărui sfânt reprezentat. Deci, cei mai buni critici sunteți chiar dumneavoastră și puteți să vedeți lucrul acesta făcând experiența asta de rugăciune, trecând prin fața fiecărei icoane și încercând să spuneți o rugăciune, să vedeți dacă vă ajută, se aduce o slavă și așa se desăvârșește și scopul pentru care icoana e dăruită de Dumnezeu și poate o să avem și noi cu mila lui Dumnezeu o răsplată în cerul dacă aceste icoane vă vor ajuta în rugăciune, ne dăruim și noi la mântuire. Vă îmbrățișez și mulțumesc. Încă ceva vreau să punctez. Icoană, fiindcă expoziția se cheamă expoziție de icoană tradițională ortodoxă. Ce înseamnă lucrul acesta? Că icoana, ca să exprime un adevăr de credință, are un limbaj anume, adică un vocabular anume, așa cum este o limbă pe care o vorbim, și niște reguli gramaticale. Acel vocabular deja format, acea limbă deja formată, nu poți să-i scoți nici regulile gramaticale, nici vocabularul, fiindcă atunci nu mai poți să exprimi, să te exprimi în acea limbă sau nu mai există acea limbă. Ar trebui cumva să fim conștienți de acest limbaj al icoanei, să-l cunoaștem, să-l căutăm, să în fața icoanei să nu căutăm să ne punem doar în starea în care noi vrem să-i spunem ceva lui Dumnezeu și să avem dorința ca Dumnezeu să ne audă, ci să învățăm și să ascultăm ce Dumnezeu ne creiște prin icoană și prin Sfinții, prin tipurile prezente în ea. Și din acest limbaj fac parte acele reguli gramaticale, acel vocabular prin care face parte și aurul. Aurul nu e pus doar ca să șocheze, să atragă, nu e o chestie de lux, ci e vorba de a exprima într-un mod cât mai cu putință faptul că Împărăția lui Dumnezeu și Dumnezeu este lumină care vine să ne se împărtășească și de aceea în icoane se găsește și atât aur, fiindcă ea icoana într-o încăpere, oricât de vânecat ar fi, în prezența aurului ea luminează. Ea luminează și atrage atenția că Dumnezeu este Cel care vine și este lumina vieții noastre. Amin. Foarte grea de spune.